Salutare! Fac acest video banal după părerea mea. În urma unui comentariu citit adineauri, cineva mă întreba cum poate să testeze modulul de aprindere sau bobina, cum îi spunem noi, la un motor. Fie el în doi timpi motocoasă, fie în patru timpi de motocultor sau ce mai fi. Bun, înainte de a începe, v-aș ruga să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Dacă ați făcut-o, vă mulțumesc. Bun, haideți mai aproape să dezbatem problemele, pentru că eu am zis să le împart în două categorii, anume probleme interne și probleme externe. Nu știu cât de bine le-am numit, dar vedem. O să începem cu cele externe prima dată. Bănuiesc că știți sau ar trebui să știți cum funcționează o bobină. Asta e de aici. Avem aici un volant. La motoarele în doi timpi are și ventilator sau în general la toate motoarele cu răcire pe aer are și pale de ventilație. Bun, ideea e că aici avem un magnet care, după cum vedeți, atrage metalul și aici avem în interior niște mii de spire care generează un curent electric la trecerea acelui magnet prin zona asta. În primul și în primul rând trebuie să avem aici o distanță cât mai mică, dar fără să frece. Ideal ar fi să fie și suprafețele curate, fără rumeguș și depuneri de ulei sau rugină. Eu, sincer să fiu, folosesc o coală de hârtie îndoită în două sau într-una, depinde de motor, sau ce am la îndemână să fie egal. Sau la ochi, dacă considerați că vă descurcați. Bun, ideea e că v-am spus, trebuie să fie cât mai lipite, fără să ating. Atenție, partea cealaltă, unele motoare au mai sus, altele mai jos, să verificați bine înainte să strângeți totul, să puneți la loc. Deci asta ar fi una din probleme, să fie foarte, foarte bine curățat și aliniat acolo. A doua problemă ar fi cablajul. Trebuie să verificați cablajul care merge la bujie, pentru că și asta poate fi un defect. După cum vedeți, aici e străpuns. Haideți să focalizăm. Ok, aici e străpuns și atinge de cilindru. Cilindrul s-a încălzit foarte tare și a topit această zonă. Fapt pentru care atinge de masă și se pierde scânteia pe aici în loc să o dea la bujie. Poate să aibă fisuri și aici jos sau să fie fricat, la fel trebuie verificat, sau cablajul de la pornit oprit. Aici avem o singură bornă, un singur pin care dă în scurt cu masa, se oprește motorul, iar aici avem două, care scurt între ele se oprește motorul pentru oprire. Poate fi defect în sensul că acest șurub, atingând la fel acest pin, fiind dezizolat undeva și făcând masă cu bobina, cu motorul, eventual o carcasă metalică, ceva, poate duce la acest defect. Iar la cele două la fel, dacă unul dintre ele posibil să atingă, se oprește, sau amândouă se ating între ele, la fel nu mai funcționează, ziceți bobina arsă și poate nu e. Deci v-am zis, se generează curentul așa. O să vă explic imediat și la motor cum se face, procedează. Momentan astea o să le dau deoparte, cred că ați înțeles ideea. Trecem în prim plan motorul. În cazul meu, un motor Kawasaki destul de vechi, prăfuit pentru că nu îl folosesc. Cum procedăm? Constatăm că nu pornește. Cum verificăm? Desfacem fișa, desfacem bujia. Am slăbit-o un pic înainte. În fine, acum vedem că bujia asta n-arată tocmai bine, e cam afumată, dar mai puțin important. De obicei, când nu funcționează scânteia, cam în starea asta o găsiți. Cu toate că aici funcționează, dar vedeți. Desenfige frumos la locul ei. Atenție ca butonul să fie pe pornit. Cel mai important. Nu contează șoc, nu contează absolut nimic. Trebuie cumva să-i faceți masă. Să atingeți filetul, nu cei doi electrozi, să-i atingeți de masă. Filetul sau partea metalică. Nu atingeți așa niciodată. În cazul ăsta, eu nu recomand să țineți cu mâna, deoarece dacă manșul nostru are o fisură, o să vă curentați și nu e prea plăcut. Eu de cele mai multe ori pun ceva de genul ăsta. Aproximativ. Și când trag de sfoară, trebuie să dea scânteie. Nu știu dacă se vede. Aici, în cazul de față, având carcasă metalică, nu e nevoie, dar noi vom simula ca și cum ar fi
ceva de plastic. Cred că se vede și pe filmare. Haideți să dăm un pic de zoom. Deci, așa constatăm că avem scânteie și bujia este funcțională. Atât bujia cât și bobina. Dacă încercați chestia asta, după ce ați verificat cablaje și toate cele și nu funcționează, puteți încerca cu o altă bujie. Una, două bujii, până când ajungeți la concluzia că bujiile sunt bune și e defectă aprinderea sau bobina. Sper că m-am făcut înțeles. Mai mult de atât, nu știu ce aș putea să completez. Da, evitați să le porniți ude, abia spălate sau chestii de genul ăsta. Evitați să puneți mâna aici când motorul funcționează sau când trageți de sfoară, pentru, așa cum v-am zis, să vă puteți electrocuta. Dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, am adus repede un motor pe masa de operație, să vă dau un exemplu de așa nu. Priviți aici distanța foarte, foarte mică în partea dreaptă, iar în partea stângă puteți vedea că am undeva la 1,5 mm, aproape 2, iar aici am 0, ceva. Preferabil să faceți cu lera un 0,5-0,7 până într-un milimetru. Nu am lera la îndemână acum. Bine, pot să o iau, dar nu mă ajută, pentru că după ce vă formați ochiul nu mai trebuie. De ce am zis așa nu? Pentru că pot apărea probleme. Nu știu dacă acest motor funcționează sau nu cu bobina așa, cu toate că ar trebui, n-ar trebui să fie o problemă prea mare, dar ar trebui eliminate rând pe rând toate aceste mici chichițe. Cum este iară plin de ulei aici, pot apărea probleme. Verificați cablajul, în cazul ăsta puteți vedea că e băgat pe aici prin motor, prin teșuruburile astea unde e temperatură, la fel se poate coace, se poate dezizola și face masă și adio pornire. Rămâne la alegerea voastră cât de bine verificați. Cam astea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept în continuare cu comentarii la clipuri. Timpul e limitat, idei ar mai fi ceva de clipuri, dar nu-mi strică ceva cerințe de la voi. Atât cât pot, voi încerca să ajut. Da, ce să mai, se pune și ploaia. Apăsați pe clopoțel dacă n-ați făcut-o deja. Vă salut, la revedere!